Mă văd și eu, mă văd, mă văd. Salutare, bine ați revenit pe canalul meu. Am pregătit un nou tutorial. O să fac un quiff, pretonul puțin într-o parte. Pe lateral o să fac un taper, plecând din shaver, urcând frumos. Prima oară o să începem cu partea din spate, de unde avem os occipital, deci o să-mi dau lungimea primei secțiuni și toate o să le fac după acea lungime. Bun, luăm prima secțiune. De jos din os occipital până sus. A doua secțiune, o tragem și o tăiem la precedenta. A treia secțiune, aceeași chestie. Tensionați foarte bine părul, vă verificați, vedeți ghidul, apoi tăiați. Bun, pieptănați mereu, vă verificați. După ce am terminat partea asta, trecem la partea de top. Bun, acum pentru partea de top, o să pieptăm tot părul către față. O să-mi fac o secțiune pe mijloc de grosimea unui deget și de aici o să-mi dau lungimea. Vedeți aici unde e cel mai înalt punct al capului, unde pieptul nu stă. De aici o să-mi dau lungimea. Voi merge până la breton. O să iau foarte puțin doar din vârfuri. Și acum partea din spate. Bun, după care pieptăm tot părul în dreapta. Și voi lua secțiuni din spate către față, apoi partea stângă. După ce am terminat partea dreaptă, pieptănați toată partea din stânga în partea dreaptă. E mult mai ușor să tragi secțiunea așa dacă ești dreptaci, pentru că e mult mai naturală mișcarea. Dacă trebuie să faci invers mișcarea de fiecare dată, te chinuie mult mai mult. Așa e o tehnică mult mai simplă. Nu e greșit nici invers, dar mi se pare mult mai simplu. Și la fel, secțiuni din spate către față. Bun, după ce am tuns ambele părți, vreau să mă verific în zona asta, să-l conectez dacă a rămas un colț mai lung. Vedeți, cam partea asta. Tot ce iese, se taie. După ce am terminat partea de top, partea din spate, zona coroanei, vreau să îmi fie ușoară munca când o să vin cu mașina și o să facem acum partea de rotunjime. O să o conectăm cu partea de laterală. Cum facem asta? Din colțul frunții ne separăm părul, îl pipnăm în jos și acum o să vin cu secțiuni diagonale din spate către față. Practic luăm de la scurt spre lung, să fie cât mai plăcută tranziția. Bun, după ce am făcut partea stângă și partea dreaptă, urmează să conectăm și zona aceasta. Cum facem asta? Prindem și tragem către exterior, nu vreau să-mi stric forma. O să tund puțin în poincat cu farfeca. Prindem și tragem către exterior. Și o să vedeți că o să aveți un punct scurt, un punct scurt și un mic colț aici.
Tăiem doar colțul. Același lucru și în partea asta. O să aplic 2-3 pufuri de salt spray. Mă asigur că ajunge pe toată suprafața părului pentru a fi distribuit egal. Bun, și vreau să am un styling cât mai natural, o să lăsuc doar cu mâna și cu feonul, doar la breton cu pera rotativă, un pic de volum să-i dau și să-l direcționez în partea dreaptă. Viteză pe 1, căldură pe 1. Bun, acum cu o perie rotativă, o să fac bretonul, îi dau un pic de volum și îl dau în partea dreaptă. Bun, acum vreau să mai adaug puțină textură părului, are un păr foarte des. Îmi permite să fac asta, chiar o să mă ajute pentru styling. O să împart zona în două jumătăți, la fel, o să încep din spate către față, o să merg în deep point cut. Doar la vârfuri, nu o să intru foarte mult în păr. Vreau să păstrez aceeași formă, doar să dau puțină textură. Bun, și priviți deja câtă mișcare are în păr. Acum să trecem la partea de fade. O să-i fac un taper. Prima oară o să intru cu numărul 2 deschis. Am lame taper. După ce am degrușat zona, o să și închid numărul 2. Același lucru și în partea din spate. Numărul 2 deschis prima dată. Acum, tot cu lame taper, o să vin cu numărul 1 și jumătate până sub 2. Nu vreau să trec cu numărul peste. Același lucru și în partea din spate, vin cu numărul 1 și jumătate până sub 2. Bun, acum o să-mi dau ghidul cu 0. Nu vreau să fie foarte sus, unde se termină urechea. Aici mi-am dat ghidul. La fel și în partea din spate, nu vreau să urc foarte mult, vreau să păstrez nuanța cât mai închisă. Acum o să vin cu trimmerul de la Babyliss. Și cu shaverul. Un pic mai agresiv aici la bază și în urc un pic o să ies puțin în exterior pentru a nu crea o linie. Acum o să vin descrescător cu fade-ul. Încep cu numărul 1, levierul deschis de la mașină. Acum închis de tot.
Bun, și după urechile la fel, o să merg un pic cu unul deschis. Acum o să închide tot. Acum cu lama deschisă de la mașină. Același lucru și în partea asta, lama deschisă de tot. După care la jumătate și închis de tot. Acum cu grătarul de 0.5 deschis. Acum la jumate și închis de tot. Același proces și în partea din spate. Grătarul de 0.5 deschis. Acum la jumătate. Și închis de tot. La fel, unde vedeți mici imperfecțiuni, vă jucați cu levierul mașinii închis, deschis. Acum o să trecem și la partea de contur. Nu o să intru foarte mult în plantație, vreau să fie cât mai natural. Bun, și după ureche, ușor arcuit. Am luat doar surplusul de păr. Bun, acum vreau să-mi iau un pic din greutate de aici. Voi folosi mașina peste piaptă. Și acum, pentru ultimele finisaje, voi lucra cu scissor.com, foarfecă peste piaptă. Pentru stylingul final, voi aplica puțină pudră de volum. Vreau să am un look cât mai natural și puțin fixativ. Bun, și cam este rezultatul final. Partea de top texturată foarte bine, iar pentru laterale un mic taper, conturul foarte bine definit, am vrut să se vadă foarte bine această zonă. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like, de subscribe și